Bună, mă numesc Ileana și vă spun bine v-am găsit în Bulimbrook, suburbiile Chicago. Momentan suntem într-o bibliotecă, într-un loc aparent total plictisitor. Însă, atenție, nu este așa. Echipament performant până la 3 zile, doar cu un simplu card în care este stipulat că ești aici la bibliotecă înregistrat. Ce poți lua în chirie? Aparate de fotografiat, aparate de video, chiar aceleași dronă, poți să iei microfoane, echipament de momentan ne aflăm într-un studio din cadrul acestei biblioteci minunate. Ce se poate întâmpla aici? Poți filma o emisiune, îți poți înregistra propriul tău cântec, poți filma un videoclip și totul absolut gratis, cu tehnologie ultimul model. Ce trebuie să faci pentru asta? Păi, nimic neobișnuit. Intri pe site-ul oficial al bibliotecii și doar te înregistrezi. Nu este neapărat să fii din această regiune pentru asta. Din afara Illinois, poți să fii chiar și din Moldova. Acum, să mergem mai departe. Absolut fantastice în afara bibliotecii, organizate chiar de însăși bibliotecă. Un autobuz drăguț, desenat, colorat, care are stații anumite unde ia cu plăcere fiecare doritor, absolut gratis, unde se află etajere pline cu cărți. Tu ai putea să iei o carte, să o răsfoiești sau poate chiar să te plimbi prin oraș, să vizitezi locuri frumoase și să te uiți ce se întâmplă peste fereastră. Bine v-am găsit în spațiul dedicat adolescenților. Aici se întâmplă la fel lucruri interesante. Spre exemplu, chiar în fața mea este un monitor care coboară pentru ca adolescenții să poată privi filme. În spatele meu vedeți monitoare în care adolescenții joacă jocuri video. În partea aceasta se află o mulțime de cărți pe care adolescenții ar putea liniștit să le răsfoiască. De asemenea, aici este un loc unde ei vin, comunică sau poate chiar au lecții speciale, ore în care învață diferite lucruri interesante pentru vârsta lor. Dacă ți se pare că asta este tot, te asigur că nu este așa. De ce? Păi să vă povestesc ce se poate întâmpla într-o bibliotecă din Statele Unite ale Americii. Pot să vă spun că se întâmplă lucruri absolut gratis pentru cei ce vin aici. Cum ar fi? Lecții de yoga, lecții de zumba, lecții de dans, lecții în care învățăm să croșetăm, lecții în care învățăm să gătim, lecții de Photoshop, lecții în care ne învățăm să folosim iPhone-ul, iPad-ul sau alte minunății tehnologice din ziua de astăzi, lecții în care vin profesionali care ne învață cum să facem poze profesionale, care ne învață cum să filmăm, cum să adaptăm, să facem videoclip. Poți veni la bibliotecă să vizionezi filme pe un ecran mare, aceleași filme care le poți vedea și în cinematograf. De unde aflăm de tot ceea ce se întâmplă în bibliotecă? În fiecare bibliotecă există asemenea broșuri unde este scris programul detaliat, la ce oră și ce se întâmplă. Dacă credeți că este doar pentru maturi, nu este așa. Adolescenții au și ei un program destul de interesant, exact ca și copiii. Ei bine, asta nu este tot. Revin cu un filmuleț despre ceea ce se face pentru copii în această bibliotecă. Iar dacă trăiești în Statele Unite și niciodată nu ai fost la bibliotecă, să știi că ai pierdut foarte multe. Îți doresc o zi cât mai frumoasă!